Asta e găleata aia care spunea că facem experiment și bidineaua asta cu care am dat și am lăsat de pe zi pe alta, de fapt au trecut 2-3 zile, nu mai știu exact cât, cu adezivul ăla de la Sica pentru impermeabilitate, cred că am zis corect, și tăiem cu flexă să vedem ce e înăuntru, aici a rămas aproximativ 2 cm. O să încercăm să o scoatem din găleată și să vedem. Eu credeam că e elastic. Bine, el e elastic, dar nu atât cât să deducem noi foarte, foarte ușor. Hai să tăiem repede. Să tai cu pânza asta, să meargă mai repede. Teoretic, dacă e cauciuc, nu e prea indicat cu asta, că înfrânează, dar nu am altă pânză. Da, sigilat, uitați, foarte, foarte bine aici. Dau cu unghia. E foarte, foarte lipit. Asta așa, aici. Da, hai să vedem la găleat. În primul rând o să tai așa. Bun, văd și aici are o peliculă destul de groasă, cam vreo 2-3 mm. Hai să vedem acum. Oh, destul de, o pune destul de bine rezistență. E ca și un beton, după cum se vede. Hai să luăm asta de aici, repede. Ducem în coș. Să și încercăm să tăiem asta în două. Da, să știți că e destul de elastic. Astea două sunt jumătățile. Are aici, doar aici două impurități. Nu știu ce se vede. Aici una și aici una. Și vreau să văd cât de elastic și în interior. Da, se zgâre. E foarte, foarte dur. Cam asta este de la Sica, un impermeabilizant. Zic încet ca să folosesc toate litrele. Hai să vedem dacă taie. Nu taie, e ca și betonul.
practic ce face chestia asta, pentru cei care nu știți, cei care mă urmăriți și pentru alte clipuri și de asta și de asta, ăsta este o hidroizolație care se dă la dușuri walk-in sau la dușuri de oricare și nu permite ca apa să treacă mai jos decât el. Dar trebuie curățat și dat pe suprafață uscată. Bun, mulțumesc pentru vizionare și nu uitați de un like, share și o abonare la acest canal. Asta a fost doar o curiozitate despre un rest de la un produs pentru hidroizolație Aquastop, ar mai zice alții, de la Sika. O zi plăcută, la revedere!